O femeie a dezvăluit faptul că s-a căsătorit accidental chiar cu vărul ei. Ea și-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o abia atunci când a rămas însărcinată. Marcela Hill din Utah, SUA, s-a măritat cu vărul ei de gradul al treilea, cei doi având aceeași străstrăbunici. Totul a ieșit la iveală abia după ce Marcela a rămas însărcinată. Într-o zi, ea și soțul ei s-au uitat la arborii lor genealogici pentru a alege numele copilului. Stăteam pe canapea și căutam nume pentru copilul pe care urma să-l avem și ne uitam pe Family Search. Soțul era lângă mine în propria lui căutare a familiei, iar la un moment dat spune: "Oh, e amuzant, avem aceleași nume la bunică și bunic," a afirmat femeia. La un moment dat, lucrurile au devenit cât se poate de clare. Am început să ne uităm mai bine și ne-am dat seama că bunicul meu este vărul primar al bunicii lui, a spus Marcela. Dorni să afle adevărul, cei doi au luat legătura cu bunicii respectivi. Au copilărit împreună, suntem verde al treilea, a confirmat femeia. Marcela și soțul ei au aceeași străstrăbunici. Când merg la reuniunea de familie, poate să meargă și el, a spus Marcela. Femeia a dezvăluit totul într-un videoclip pe TikTok. Ea a precizat că a rămas căsătorită cu soțul ei. Videoclipul său, intitulat Oops, a fost vizionat de peste 900.000 de ori, relatează știrile ProTV.ro.